În domeniul fizicii există patru forțe fundamentale recunoscute. Acestea sunt forța electromagnetică, forțele puternice și slabe și forța gravitațională. Toate celelalte forțe ale naturii pot fi trasate până la aceste forțe fundamentale. Acestea sunt caracterizate pe baza următoarelor patru criterii. Tipurile de particule care experimentează forța, puterea relativă a forței, domeniul în care forța este eficientă și natura particulelor care mediază forța. Din moment ce efectele lor asupra obiectelor obișnuite sunt ușor de observat, gravitația și electromagnetismul au fost descoperite cu mult înainte de forțele puternice și slabe. Forța gravitațională a fost descrisă de Isaac Newton în secolul al XVII-lea și acționează între toate obiectele care au masă. Forța electromagnetică a fost definită de James Clerk Maxwell în secolul XIX și este responsabilă pentru respingerea sarcinilor similare și atragerea sarcinilor electrice diferite. Forțele puternice și slabe au fost descoperite de fizicieni în secolul XX. Forța puternică acționează între quarci, constituenții tuturor particulelor subatomice, inclusiv a protonilor și a neutronilor. Forța slabă se manifestă în anumite forme de dezintegrare radioactivă și în reacțiile nucleare care alimentează stelele. Totuși, deși este considerată a fi forță, gravitația se deosebește în câteva moduri semnificative de celelalte. De fapt, unii cercetători cred că forța gravitațională nu este neapărat o forță. Legea gravitațională a lui Newton. Probabil că toată lumea este deja familiarizată cu povestea gravitației. Cândva Isaac Newton se afla sub un copac când s-a întâmplat să-i cadă un măr în cap. Nu știm dacă povestea este complet adevărată, însă cert este că acel măr l-a făcut pe Newton să se întrebe: de ce sunt obiectele atrase spre Pământ? Ecuația a fost descrisă pentru prima dată în Philosophiae Naturalis Principia Mathematica în iulie 1687. Newton explică că toate particulele de materie din univers se atrag unele pe altele prin forța gravitației. Ecuația este F egal G M1 M2. Ea ne spune că forța F dintre două obiecte este proporțională cu produsul maselor lor M1 și M2 împărțit la pătratul distanței dintre ele. Termenul rămas din ecuație G este constanta gravitațională, care a fost stabilită de oamenii de știință în 2007 ca fiind 6693 înmulțit cu 10 la puterea minus 11 metri cubi pe kilogram secundă pătrat. Complicat, știu. Newton a ajuns la această formulă după ce a analizat studiile efectuate de mulți alți astronomi înaintea lui. Stelele și planetele au fost observate de milenii întregi, iar până în secolul al XVII-lea, astronomul și matematicianul german Johannes Kepler elaborase deja geometria mișcării acestor obiecte. Privind mișcarea lui Marte, Kepler a calculat că planetele orbitează în jurul Soarelui pe căi eliptice. Totuși, deși legile lui Kepler explică modul în care planetele se mișcă în jurul Soarelui, Newton a presupus că există o forță care constrânge corpurile să se miște unul în jurul celuilalt. Pentru a folosi exemplul mărului, acesta s-a aflat mai întâi în copac și a ajuns mai apoi pe Pământ. Asta înseamnă că ar fi trebuit să existe o forță de atracție între măr și pământ. Newton s-a gândit că această forță ar trebui să persiste chiar și la înălțimi mai mari, așa că apare o altă întrebare. De ce vecinul nostru cel mai apropiat, Luna, nu cade pe pământ? El a concluzionat că Luna simte forța de atracție a Pământului și că ea cade într-adevăr către noi, însă există un motiv pentru care nu s-a prăbușit. Newton a propus să ne gândim la o ghiulea lansată din vârful unui munte. Ea ar urma o traiectorie curbată pe măsură ce se deplasează înainte, însă în același timp ea este și atrasă către sol. Dacă am trage o ghiulea cu mai multă putere, aceasta s-ar deplasa mai departe, însă tot ar urma o traiectorie curbată. Newton a propus că dacă am trage o ghiulea cu suficientă energie, ea ar zbura în jurul Pământului permanent.
deoarece planeta s-ar curba sub ghiulea cu aceeași rată cu care ea cade. Cu alte cuvinte, obiectul ar orbita acum în jurul Pământului. De ce gravitația nu este doar o forță? Până acum ne-am referit la gravitație ca la o forță. Deși acest lucru nu este neapărat greșit, gravitația este cu mult mai mult de atât. Modul actual prin care înțelegem astăzi gravitația a fost conceput cu mai mult de un secol în urmă de către Albert Einstein, care a sugerat că ceea ce cunoaștem noi drept gravitație este de fapt o caracteristică a spațiu-timpului. Așadar, efectele gravitaționale sunt cauzate fundamental de către deformarea în spațiu-timp și de mișcarea obiectelor prin aceste deformări. Cu toate acestea, rezultatul final este ca și cum ar fi fost aplicată o forță. Prin urmare, putem numi gravitația o forță emergentă, ceea ce înseamnă că ceea ce pare a fi o forță directă este de fapt cauzată de mai multe alte efecte fundamentale. În același timp, trebuie să menționăm și faptul că toate celelalte forțe fundamentale sunt emergente. Astfel, dacă spunem că gravitația nu este o forță adevărată, celelalte forțe fundamentale ar trebui să fie introduse în aceeași categorie. De exemplu, doi electroni se resping unul pe altul prin forța electromagnetică. Mai degrabă, primul electron formează un câmp electromagnetic cuantic în spațiul care îl înconjoară, câmp cu care interacționează celălalt electron. La nivel fundamental, nu există forțe de acțiune la distanță. Anumite obiecte creează sau deformează anumite câmpuri, iar alte obiecte se mișcă și interacționează cu aceste câmpuri. Unii oameni de știință preferă să folosească cuvântul interacțiune atunci când vorbesc despre forțele fundamentale, deoarece simpla mențiune a termenului forță îi poate face pe oameni să se gândească la forțele de acțiune sau distanță. De ce gravitația este diferită? Teoria relativității a revoluționat permanent domeniul fizicii, însă există și câteva probleme cu ipoteza propusă de Albert Einstein. Mai exact, atunci când vorbim despre primele momente ale Universului sau despre centrul unei găuri negre, legile fizicii par a fi încălcate. Din acest motiv este nevoie de o teorie a gravitației mai bună pentru a putea explica aceste fenomene. Fizicienii cred că, în această teorie, gravitația trebuie să aibă o formă cuantică ca și celelalte forțe ale naturii. Una dintre cele mai promițătoare ipoteze fiind teoria corzilor, care susține că toate fenomenele, inclusiv gravitația, apar din minuscule șiruri vibrante. În ciuda acestui fapt, încă nu există o teorie a gravitației cuantice bine definită. Teoria generală a relativității a lui Einstein descrie corect comportamentul gravitației pe aproape 30 de ordine de mărime, de la scările submilimetrice până la distanțe cosmologice. Totuși, relativitatea generală este remarcabilă prin faptul că își prezice propria cădere. Teoria oferă predicții despre găurile negre, așa numitele singularități, puncte în care curbura spațiului-timp pare să devină infinită. În relativitatea generală există două tipuri de singularități, singularități coordonate și singularități adevărate. Fizicianul Carl Schwarzschild a aplicat relativitatea generală pentru un sistem simplu al unei mase sferice, cum ar fi o stea. El a descoperit că ea conține două singularități, una poziționată chiar în centru, iar cealaltă la o anumită distanță de aceasta, cunoscută ca raza Schwarzschild. S-a descoperit apoi că singularitatea din această rază era o singularitate de coordonate, ceea ce înseamnă că o schimbare în acel sistem ar șterge singularitatea, permițând relativității generale să facă preziceri valide. Totuși, singularitatea aflată în centrele maselor sferice a persistat. Dacă un obiect este condensat sub raza sa Schwarzschild, gravitația lui devine atât de intensă încât continuă să se strângă de la sine până când ajunge la un punct infinit de mic. Încă nu este clar dacă un colaps până la un punct infinit de mic este complet posibil, sau dacă există o altă forță capabilă de a preveni acest lucru. Potrivit NASA, obiectele de dimensiuni mai mici,
nu ar trebui să experimenteze acest fenomen, însă orice obiect mai mare de aproximativ 6 ori masa Soarelui va avea prea multă gravitație, copleșind în cele din urmă toate celelalte forțe și prăbușindu-se într-un punct infinit de mic, o singularitate în adevăratul sens al cuvântului. Concluzie. În continuare, Universul rămâne un loc învăluit de mister, deși nicio altă forță nu a fost descrisă cu o precizie atât de mare precum a gravitației. O adevărată uniune între forța gravitațională și elementele cuantice încă nu poate fi atinsă. Mulți cercetători cred că atunci când vom putea descoperi acest nou strat al fizicii, vom obține o nouă înțelegere asupra conceptului de spațiu-timp, deci asupra Universului. Asta a fost tot pentru astăzi, nu ezita să ne dai un like și să te abonezi, iar dacă ți-a plăcut acest video, îți recomand și episodul din dreapta, s-ar putea să-ți placă.